Da, Trebuie să le spunem telespectatorilor că domnul Nelu Cleja e medic veterinar, e președintele celor de la Bazna și Mangalița, cred că e o asociație pe care oamenii au început să o cunoască, să o descopere și e unul dintre cei mai importanți crescători de Bazna. Asta e și motivul pentru care noi ne aflăm aici. Putem vedea aici, pe lângă noi, animalele care se hrănesc în voie. Domnule! Cleja. Spuneți-mi, și mie, când ați început să creșteți animale, bazna, cum le-ați descoperit și ce v-a atras la, la ele. Am astea, orice idee din părinți. Acum, 70-80 de, de ani, prăsilă și am peținute-o din an, din an. N-ai chiar presila. Și până la urmă am avut și de aia, dar nu mi-a plăcut din ea. Duroc și ce au fost alte soiuri. Da. Ăștia e mai rentabili. Au, au tot ce trebuie, mai bun, mai liniștiți, mai comozi și au da, producție bună. Da. bună. La nivel național, care e efectivul de animale în momentul ăsta? La nivel național, porși bazna sunt vreo 250 certificați, certificați cu certificat de origine, dar la nivel național sunt undeva la 3, vreo, vreo 3-4 mii minim. Deci sunt mulți, dar sunt mulți scorciți. Și de-aia am încercat să facem în cadrul asociației o puritate a rasei. Așa că a început primii ani de... Viața aici i-am -am petrecut primii 8-9 ani. De aici mergeam la școală, pe jos până în sat. Până. Și în fiecare an îmi alegeam purcelul, calul, mânzul, în fine era a meu, totul era a meu. <laughs> și era bunicul și tata mă mai și încurajau. Copilul ai grijă de el să facă tot cel mai fain. Și mi-au mi indus chestia asta și a devenit un hobby, o plăcere, e superb. Primele exemplare de bazna, cum le-ați achiziționat? Rasa a fost practic aproape dispărută. Mai avea data două scroafe și într-o zi m-a chemat când a tăiat un porc de carne. Când am ajuns și noi la porcul de carne să tăiem, nu mai aveam vier de bazna de un luăm și o mai copilă ce are ceva carne. Zice, ceva nu-i bun aici, nu știu, a fost bolnav porcul. Să mă dat așa e porcul de carne. Nu m-a crezut și după o lună de zile am mai tăiat unul. Vreau să zic că și pe al doilea la fel. Și atunci ați zi, zis, copile, fă și adun porci bazna. De aici a început și am căutat vreo șase luni așa în disperare. N-am găsit decât la un singur om am mai găsit un exemplar. Și de aici a început după aceea căutări mai intense și cam în trei ani de zile am luat ultimele scroafe, vreo 70 de scroafe în decurs de 3 ani de zile. A fost problema mai mare la vieri. Și am luat ultimele scroafe bătrâne și de acolo am pornit. Bineînțeles că cei care n-au corespuns i-am vândut în diverse târguri, în diverse zone și am început să îi înmulțim, să-i Am făcut cât am putut noi de, de empiric sau de științific, în fine, chestiile astea și am ajuns la ceea ce este astăzi.